Salut! În acest episod vom vorbi despre tehnologie. Nunțile dumneavoastră sunt importante pentru noi, de aceea echipa Studio Blitz folosește cele mai bune echipamente foto-video, dar și PC-uri. Episodul de astăzi va fi dedicat calculatoarelor. Când edităm materialul dumneavoastră, noi trebuie să avem un workflow cât mai fluent. De aceea este foarte important să avem un calculator performant. În acest episod vorbim despre noul membru al familiei Ryzen Threadripper. Este noul procesor de la AMD, Ryzen 1950X, care are o performanță de 3000 și ceva de puncte în Cinebench. Ca să vă facem o idee despre ceea ce înseamnă Ryzen Threadripper, vă pot spune că este de 3 ori mai performant decât orice procesor pe care îl avem noi acum în momentul de față. Asta înseamnă că transpus în lumea reală, practic noi vom randa evenimentul dumneavoastră de 3 ori mai repede. Și asta este un lucru benefic pentru dumneavoastră, pentru că vă vom livra materiale mult mai rapid. Astăzi am decis să nu mai așteptăm pentru o altă carcasă și o altă placă video și am decis să folosim calculatorul actual pe care îl avem. Este vorba despre un Intel care și el are vreo 12 thread-uri. Practic ce vom face astăzi este vom scoate placa de bază, placa video, procesorul, coolerul, sursa, pentru că nu mai se potrivește cu ceea ce vom instala și le vom înlocui cu componentele noi. Vom înlocui cu Ryzen Threadripper, vom pune o sursă de 850W cu eficiență Gold 80+, certificare 80+. Vom pune un sistem de răcire foarte performant de la Arctic. Are vreo 6 ventilatoare. Deci e pregătit pentru 32 de coruri. Trebuie să-i dăm plană. Bineînțeles, placa de bază trebuie să suporte și ea noul procesor de la Ryzen. Ca totul să descurgă foarte, foarte repede, am achiziționat acest SSD. Este mai rapid de 3 ori față de vechile SSD legate prin SATA 3. Deci, totul este pregătit, mouse, tastatură. Astăzi îl vom pune la treabă să vedem ce performanță scoate față de PC-urile noastre actuale. Noi avem vreo 3 PC-uri actuale care scot undeva la 1100-1200 de puncte în Cinebench. Sunt foarte curios, haideți să vedem. Avem un PC, tadadam, noua placă de bază pentru AMD. Arată super. Mișto. E blindată. Să scoatem și sursa. Prime Gold 850W de la Seasonic. Și cam asta este NVMe SSD pe care se bagă armura și se instalează. Nu mai e cale de întoarcere, gata, e. S-a rupt sigiliu de la Ryzen. L-am desigilat. Foarte tare e cutiuța. Se scoate așa. Asta este cutiuța cu procesorul. Adică să fie, nu altceva. Dacă sunt un pic prea trist, asta să nu vă închipuiți că așa sunt, ci pur și simplu este foarte târziu. Ce entuziasm pe mine când am deschis acest procesor. Trebuia să fiu, oh my god, yeah, Ryzen, yeah, nebunie. Unlock the power. Ha, a ieșit procesorul. Tadadam. Deci asta se ia. Se pune direct așa. Hai să desfacem socketul. Bineînțeles cu șurubelnița. Se scoate sigiliu. Se ia țăcănela.
la ei, a făcut clank, să-l punem la loc. Și acum urmează să punem ramul. S-a pus memoria și gata. Și așa instalăm procesorul. Gata. Urmează placa video și pe urmă îi dăm drumul. Am terminat de asamblat PC-ul. Ne-am jucat cu el în weekend, am băgat premierul, merge foarte ok 4K în el, am aplicat efecte de culoare, rulează bine, fără să mai facem transcoding, asta este pentru colegii mei ca să știe, cu acest PC, super monstru de PC, poți să rulezi 4K în timeline, în full timeline, fără să mai faci transcoding la materialul pe care l-ai. Totuși, ce mi-aș fi dorit este ca premierul să optimizeze mai bine software-ul pentru că nu-l folosește 100%, adică nu-l folosește la capacitățile lui maxime pe care le are. Am făcut și un test în Cinebench de 3277 de puncte. Wow! L-am overclockat la 4 GB, rulează foarte bine. Și transpus asta în lumea reală pentru clienți, pot să vă spun următorul lucru, că toate materialele Studio Blitz vor fi livrate mai repede, mai devreme și asta înseamnă că nu va trebui să mai așteptăm atât după un eveniment, după o nuntă. Așadar, intrați pe www.studioblitz.ro pentru a viziona materialele noastre video, clipurile, teaserele. Intrați pe blog pentru a vedea și a citi articolele pe care le scrie echipa noastră și nu uitați să ne dați un thumbs up și un subscribe la acest canal. Super! Ryzen thumbs up! Și Studio Blitz!